Următoarele imagini mie chiar mi-au adus aminte de trecut, de presa sistemului, de tehnicile sistemului, binomului Coldea-Chiove și cum l-ați botezat dumneavoastră. Audierea lui Petre Daia la DNA. Vreau să vă dau un moment. Deci, atenție, doamne și domnilor. Petre Daia, ministru în exercițiu al agriculturii. Martor. Martor. Audiat la DNA în calitate de martor. Nu învinuit, nu i s-a schimbat încadrarea la ieșire. Tole, a fost chemat ca în vremurile trecute, cu redacțiile anunțate, cu reporteri pregătiți cu întrebări tâmpite, cu Ceaușescu care să facă atmosfera acolo să-l jignească. Marian, nu. Da, nu, defunct. Cu toate ingredientele metodelor și tehnicilor brevetate pe vremea lui Chiove și Coldea. De ce? Ne răspunde Ion Cristoiu, dar după ce vedem momentul ăsta. Oaia, be! Comuniștilor! Ne vedem în câmp. Comunistule, tot voi, mă, comuniștilor, bă, ne conduceți, bă, la 32 de ani la revoluție, mă. Bă, comunistule, ia-mi aici o medalie, ți-o fac cadou, cu acea colectivizare. Nu vă e rușine, mă, jigodilor de comuniști. Tot voi, mă, ca să ne conduceți, mă, jigodilor, comuniști purcați, la 32 de ani. Ia-i sunetul, lasă-l să meargă. Domn Cristoiu, ce este asta? Mai dă-l în buclă, așa, fără sunet. Ce e asta? Eu credeam că am terminat cu telejustiția. De obicei vă iluzionăm. Păi da. Ea a fost, deci, așa zis, democrația lui Helvic, a fost o comedie. A fost, de fapt, o... Ce treabă are Helvic cu treaba asta? Păi și ce ai, ce ai, DNA-ul. Păi toți ăștia papagale care sunt colegii noastre, coțofenele, îi puteai spunea lui ăla. Nu, păi, te dezavoiesc, nu-s de acord. Păi nu te sunt de acord, păi nu sunt colegii noastre de presă care fac asta. Ei de ce au venit? Că te-au primit că vine de-aia. Păi de că vine de-aia ce? Eu nu mă duceam. Vine de aia și care e povestea? Martor. Păi nu, dar ce se urmărește, doamne, că te uiți, presa aia, da? A tăbărât pe de-aia. Da. Dar nu înțeleg de ce aleargă după el. Nu știu, aveam să îi pun întrebări deștepte domnului de-aia și nu stătea să dea răspunsuri. Da. Ce e asta? Eu repet, de ce ne întoarcem la ceva ce cu toții am condamnat? N-am condamnat cu toții, nu. De unde ne-ați condamnat? Unii n-au condamnat. Au condamnat cu toții, ați auzit la această seară de... Normal era ca la o televiziune care a condamnat binomul, cum e gen antenă, să facă, spune, bă, stai puțin, ce e asta? Iar o luăm de la capăt, iar anunțați ăștia că vine de-aia. Iar plantăm sămânța neîncrederii sau al condamnării a priori. Dom'le, e martor, a fost audiat în calitate de martor. După care au ieșit pe surse, pe la Temirce gazete, că ăsta făcea trafic de influență domn-ministru, pe lângă Chesnoiu, care el l-a săpat pe Chesnoiu. Dar era blonda aia, de ce aleargă pe lângă el? Nu știu, domn Cristian. E de la B1, am uitat, da. De la colegă cu mănăstire. Eu credeam că au trecut vremurile astea. N-au trecut, domnul Cristian, băi, înșelați. Bun, și o altă chestie. Ca să treacă vremurile astea, trebuie ca să fie altă presă, alt popor. N-are cum. Nu, dar DNA-ul ce urmărește în speța asta? Că mie mi-e foarte clar că DNA-ul a știința redacțiile, a... Domnul Cristian, DNA-ul are dreptul să fie ticălos, nu are dreptul presa. Hai să terminăm. Păi atunci... Păi, dar are dreptul, e treaba lui. Dacă sunt jurnalist, nu particip la... Nu vă spărați, o instituție a statului are dreptul să fie ticăloasă? Nu are dreptul. Încearcă să fie ticăloasă. Dacă găsește climat ca acum, da. Dar cineva de la PSD nu putea să se trezească? Că am văzut că s-a trezit armetică să se ia de Orban, Victor Orban. La Paul Stănescu? Da. Îi se spune nearmetică de asta. De la... Nu. Voi spune ceva mai tare al lui Paul. N-a nimeni. La Paul Stănescu vă înșelați, nu asta e povestea. Paul Stănescu a spus că a fost acasă la Hemingway. Nu știu pune fusese el acasă, adică l-a chemat Hemingway, deși el a murit, vă imaginați? Da. Deci, asta nu știam. Mie, cea mai tare, da, a fost acasă la Hemingway, prin asta rămâne, da? Poate s-a dus el când vizita, cum vă ziceți asta, în locuri de astea. Da, zice, era vorba la mea în studio, erau niște coțofeni, ceva cu Hemingway, și da, am fost și eu acasă la el. Adică... Poate a fost în sufrageria lui Hemingway. Domnule, cum a fost? Nu s-a schimbat nimic. Nu, chiar din nefericire chiar nu s-a schimbat. Dar problema e, mi se pare... Dar nu înțeleg ce transmitei. Tu la nimic, a ieșit de-aia de la DNA. Păi ai ieșit la DNA. Păi îi transmit ce a zis Ceaușescu. Dar ați văzut ce a zis Dragnea despre asta? Că de-aia lasă papă Chesnoiu?
nu de-aia, la săpat Ciolacu. Nu, eu vă zic ce a zis Dragnea aseară la Realitatea, la Anca Alexandrescu. Ce a zis? Că de-aia l-ar fi săpat pe Chesnoiu. Bine, putea ca să ia locul. Nu, și Ciolacu unde era? Nu, lasă, Ciolacu a aranjat cu Chesnoiu pentru că Chesnoiu era în gașcă cu Stănescu, eu acolo e o gașcă anti-Ciolacu, un fel de ăla, Ciolacu pe poate de Zelenski. Nu a fost. Mie însă cel mai tare mi-a plăcut asta în care Paul Stănescu l-a criticat pe Victor Orban, cum deci permite să critique NATO. De pe pământ românesc. Domnul Cristache, domnule, dacă NATO și UE a ajuns să fie apărată de Stănescu, eu mă duc să mă culc. Nu? Pe cuvântul meu, domnule. Asta și mi se pare, deci... Pe cuvânt, dar nu asta, nu știu ce semnificație are această chestie. Domnule, cât de sluci pot fi... Unul a zis, până mi este că... N-a sărit ministrul de externe, n-a sărit președintele Iohannis, care are în atribuție așa ceva. Bine, de unde să sară. Dar nu poate să sară, domnul Cristache. Ăla e și Stănescu. Cine e Stănescu? Întrebare, cine e Stănescu? Păi în ierarhia statului? Avea, nimeni. Nu, dar voia să mai fure ceva. Nu, dar e cineva Stănescu în ierarhia statului? Nu, dar vezi aici... Și am văzut azi televiziuni care au intrat în breaking news cu ce a zis Stănescu. Ba, și-a venit imediat și PNL-ul. Da? Da. A, înseamnă că e un plan. Cum pe teritoriul nostru. Domnul Cristache, dumneavoastră ați înțeles încă o dată de ce suntem tratați ca o colonie? Un tip, Orban, a zis ceva, este dreptul lui și cu tare. Ne prelungim, domnilor, dacă... Okay. Una este să... Domnule, noi am zis că toar și învățătoare, cum e ăla, da? Bulă. Toar și învățătoare, toar și învățătoare de la Bruxelles. Fiți atenți că a venit unul Orban și la noi, la WC-ul, v-a înjurat. Da. Bun, gata. Nu, gata. Ce mai pentru bun? Că la final... O lungim. Vrea, da, o lungim un pic, că trebuie să nu zic că lumea s-au întâlnit doi PSD-iști, unul care mai ieși în pro-Rusia și Putin, da, și China. Pro-Africa și pro-Siria. Exact, și eu, ceva, sclavul lui Voiculescu, sau acum sclavul lui Androni. Hai, echilibrați. Trebuie să echilibrezi balanța cumva. Domnule, ați văzut acordul de recunoaștere al fostul secretar, fostul trezorier Drăghici al PSD-ului? Da. Avem ceva, Manu? Avem? Nu avem vreo captură, ceva de opaia pe final? Te apucă tristețea. Nu? De ce te apucă veselia? Eu m-am distrat maxim, stați așa. Nu, eu nu m-am distrat. Doamne și domnule, a avut PSD pe vremea lui Dragnea un trezorier, se numea Mircea Drăghici, care a fost prins, știți foarte bine, cu lăbuța în borcanul cu miere. Da, mă rog. Mierea primită de la stat, care mierea avea o destinație clară, doar că Mircea Drăghici și-a sunat rudele, prietenii din copii. Mierea. Înțeleg că a luat și educatoarea de la grădiniță, bine, asta e o glumă nereușită, a luat și pe doamna educatoare, a luat-o cu el în concediu. Nu, cu alte cuvinte, ăștia de la G4 Media zic, și dacă nici ei n-au surse la DNA, cine să mai aibă, zic că și-a luat inclusiv rude de gradul 3, vecini de bloc, și-a luat în tot felul de vacanțe. Stați să vă zic exact, a spart aproape 1 milion de lei într-un an pe vacanțe, spauri, nesimțiri din astea. Dar aici e ok, domn Cristoiu, că se pare că nu e despre Drăghici. Drăghici a recunoscut toate lucrurile astea pe care le-a făcut pentru 6 ani, deci vă dați seama cât își lua dacă nu recunoștea. Dar se pare că e cu bătaie lungă la Dragnea, care și Dragnea, ci că din avioane private nu mai cobora, mergea pe Maldive. Dragnea seara a zis că el și-a plătit avioanele și că nu le-a plătit PSD-ul. Deci avem așa. Și a zis că nu le-a plătit. Că nu le-a plătit PSD-ul, că le-a plătit singuri. Unde mergea clanul Drăghici în vacanță pe banii partidului? Bali, Singapore, Emirate, Dominicană, Cipru, dar și Mamaia, erau și pe naționalism. Adică, așa... Ci că fostul trezorier PSD ar fi tocat 6.000 de euro doar la spa în câteva zile. Și avem, găsiți aici. Păi nu, el toca, domnul Cristache, nu era... Tenerife. Tați. Toca pentru că el dădea și o parte din bani al lui, al lui Dragnea. Al ziceți? Păi vine șeful, deci nu-i... Mai țineți minte, nu i-a mai abordat, dar nimeni... Acești bani de subvenție, noi nu știm cum sunt cheltuiți. Mm-hmm. Cum se zice, totuși în fiecare, cât e PSD? O lună? Milion de euro? Nu știu ceva de genul. El revine... PNL-ul și USR-ul. Păi domnul, nu înțelegi că revine șefului. Bun, dar una e că bagă în presă, bagă în... Unde nici cred ei de cuvinte? Stați puțin. Alta e pe ce spărgeau ăștia. Păi spărgeau pentru că... Da, au zis că își cumpărau... Domnul Cristache, se duceau la spauri. Nu mă interesează Drăghici. El făcea asta pentru că avea mână liberă, pentru că spărgea și șeful. Da. Păi el era cu banii, da? Da. El nu-i cu... Dacă ar fi fost un șef Dragnea care nu lua și el,
venea Dragnea, spunea, băi, ce cauți, mă, cu banii partidului, da? Da. Dar dacă tot era... Dar problema e alta, domn Cristoiu. Bă, nene, însă ăștia niște îmbuibați, niște îmbogățiți, niște curg banii de pe ei, bă, tot... Nu puteți mai cheltuiți din banii voștri? Nu. Ne-ai explicat o dată Bogdan Iacob, care e mai tânăr ca mine și a avut... De fiecare dată când se ducea la o masă cu un mogul, cu un din ăsta mare, care era ultra bogată, la făcea, cerea chitanță ca să plătească firma. A, mânca o ciorbă, cerea o factură. Nu, de asta pe mine m-a șocat, domnule, om, sunt oameni bogați. Da. Și doi, degeaba spune mie încă o dată la Dragnea, chiar e trist. Dar asta că nu știm, că el neagă. Adică, dar ziceți, nu. Păi, dar ea a zis ăla, nu poate să zic, adică uh-huh. A intrat în acord. Da. Nu e declarația procurorului, declarația lui ăla, lui Dăghici, da? Da. Trebuie să-l dea în judecată pe Dăghici. L-a dat? Nu. Stați de el până azi. Domnule. Plus că nu e oficial, că ăștia de la G4 Media au spus neoficial, încă nu e o chestie, nu e un comunicat sau ceva. E un subiect de presă deocamdată. Deocamdată nu cred că cei de la G4 Media inventau în legătură cu Dragnea. Pentru că, repet... Păi nu, că nici nu zic Dragnea. Zic clanul Drăghici și cumva o lipesc de Dragnea. Că vezi, doamne, Dragnea era în perioada aia șeful tătu cu pacul și n-avea cum să nu știe. Nu, ei au arătat cu că ăla a spus că se ducea și ăsta în Maldive. Că era un avion care dân așa, da, s-a întors, l-a luat și pe Vlase. Mai complicat, în fine. De ce l-a luat pe Vlase? Era Vlase într-o delegație externă și a făcut o oprire și l-a luat pe Vlase și pe Tăricianu, care erau și ei plecați, nu mai știu, până Estonia, până dar Vlase nu era la SIE. A venit aseară Dragnea cu chitanța să arate că el și-a plătit zborul în Maldive? Nu. Păi el ce pierde în timpul. Bun. Așa se face socialism în România? Nu. Cu avioane nu, private, asta spune că nu private poți să... jeturi, Cristian, Maldive, Bali... Domnul Dragnea s-a prezentat ca erou, ca tuturor... Domnule, când merge la Belina nu e bine. Cum? Lumesc. Nu, da, s-a prezentat ca Tudor Vladimirescu, nu te poți face. Când ești, te bați cu sistemul, cu Bruxelles și cu NATO, nu poți. Bine, să... Bine, când s-a bătut, domn Cristian? Că... E, așa se prezenta. E. Acum ați înțeles de ce.